ziua! Da, bine ați venit la ședința Consiliului Local al Municipiului Mic în data de astăzi, 29 decembrie 2021. Dacă cunoașteți proiectul ordine de zi din convocare, cu completările care au fost ulterioare. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt observații, da, vă rog, domnule. Dacă nu considerăm, nu vorbim dacă la proiectul 41, cel cu lipsele de merit de copii. Așa. Cum veți să nu te continuă? S-a văzut, nu? Da. 41? Cred că e 41. Nu cred că e bursul 41, cred că e... E la de merit. Nu, Olimpiade de acolo. Da, cred, proiectul acela. Dacă am zis greșit, nu încerc. Da, e reglamentul de acordare a premiilor pentru... Asta e? E un motiv al lui? Și 41, cu amendamentul? Da, să nu mă încadre. Ah, ok. Ah, da, cu amendamentul respectiv, da? Da, cu amendamentul, da. Da, da. Deci suntem de acord ca să începem la proiectul 41? Vreau să anunț că nu particip la vot la proiectul 1 și 3. Aici am eu o remarcă de făcut. Ok. Într-adevăr, dacă se va, domnul consilier, nu vrea să participe, motivul știm cu toții, în momentul în care votează, copilul dânsului nu va mai primi bursa. Aceeași situație este și la mine, ca inițiator. Dacă eu, ca inițiator, copiii mei nu vor putea primi bursă, deși se încadrează pentru bursă. Dacă eu nu inițiam acest proiect, nu aveți voie să-l inițieze altcineva. Eu mi-am asumat acest lucru. În situația domnului Acapi, sunt, cred că, 20% dintre consilieri. Exact. Corect, uman și moral ar fi să ne asumăm, copiii noștri nu vor primi. Că dacă toți procedează ca dumneavoastră, nimeni nu votează, nu trece și nu ia nimeni din oraș bursă. Nu este o problemă de neasumare, adică toată lumea își asumă acest proiect, dar meritul este al copiilor noștri. Este al copiilor noștri, dar nu avem cum. Dacă fiecare consilier se abține la proiectul ăsta, nu trece proiectul și nu ia niciun copil din Onești bursă. Și s-a terminat discuția. Adică retragem și ordinea. Sau... Nu, nu, nu. Proiectul vedem, care este numărul necesar de voturi. 11. Credeți că sunt 11 consilieri care au copii sau nepoți la școală? Haideți să ridicăm mâna câți dintre consilieri nu au copii sau nepoți la școală. Eu nu am. Care nu am? Nici nepoți. Nici copii, nici nepoți. 6 oameni, 7. 6, 7 oameni. Nu trece proiectul în varianta asta. Ce am să vină? Înseamnă că ne asumăm și asta este. Nepoți. Băiatul copilului dumneavoastră. Nu băiatul copilului dumneavoastră. Asta înseamnă nepot. Deci... Ok, ne asumăm. Ne asumăm. Eu deja când am scris proiectul, am și sunat pe fiică mea să nu cumva să facă gata să ia bursă. E conflict de interese. Imediat după ce va trece, dacă va trece acest proiect, voi face adresă scrisă la școală, la școală unde am copii. Și aici e o problemă cu acest conflict de interese, pentru că anii, exact, din punctul meu de vedere, face exces de zi. Ca multe lești întinte din țara asta, e și asta. Exact. O întrebare pentru a descurca puțin situația în momentul de față. Cred că ar fi corect pus întrebarea cine nu a făcut dintre cei dintre membrii Consiliului Local, cine nu are copii sau nepoți care nu au depus cerere pentru bursă, nu care nu au copii la școală. Nu au depus. Ei au dreptul la bursă. Poți să-i spun. Cum îi spun eu că copilul dumneavoastră ia bursă? Există un termen limit. Bursa nu se acordă fără cerere, corect? Pe anul viitor. Banii ăștia care îi dăm, îi dăm pentru 2021-2022. Putem noi să ne... Mai mult, directorii din instituții, la pot vota la fel, e conflict de interese. Eu se aștept un pic din stat, din... Nu are voie clar să votez, dar iese din discuție, ca și vot. Regul, eram de părere, eu, părerea mea personală, era că se putea vota de către consilierii care nu, ai căror copii nu au făcut cerere pentru bursă și implicit nu vor face. La momentul păi, exact asta spun. Care nu vor face? Și ce garanție? Ce garanție avem că nu fac cerere pe urmă? Dar cum pot să spun? Nu garanții când vor face. Nu, problema este, eu am înțeles ce să... E clar că copiii, dacă vor face, va fi conflict de interese. Domnul primar, eu am înțeles ce a vrut să spună colegul nostru. El a spus că ar putea să voteze cei care sunt siguri că ai lor copii sau nepoți, nu se vor încadra, adică nu vor avea medii peste 8-50. Dar nu sunt mai medii aici, sunt multe lui alții, sunt 4 tipuri de burse. Dar nu putem noi stabilirea, nu putem noi stabilirea de copilul. Copilul meu, dacă se încadrează, cum se spune? Eu am spus, are media sub 8-50 sau are peste 8-50? Fata mea are 9-40.
se încadrează, am sunat-o și am spus să nu cumva să-i treacă prin cap să facă cereri de bursă. Același lucru probabil că îl vom face cu toții care știm că avem copii. Asta ar fi moral, ar fi să facem, să ne comportăm toți la fel. Adică nu, nu e normal să zic că copilul meu, sunt consilier local, al meu ia și copilul meu ia. Cu toate că noi amândoi avem drepturi. Cum îi explici la copilul tău că copilul altui consilier ia bursă și a tău nu? El învață și ar trebui să primească. Și este o măsură discriminatorie. Este o măsură discriminatorie. De mai mari noștri legea proastă. Și nu-i singura legii proastă. O să vă explic cu bursele cât e întâmpită legea făcută. Și ce frumos că ea, pe 2 aprilie, guvernul prin vocea ministrului de finanțe și pe site-ul edu.ro. Vă dau citire, îl găsesc și acum. Lucrul ăsta în care garantează că bursele se dau de la bugetul de stat, toate, fără niciun fel de probleme, și în realitate dar nu stă din burse. Da, bun, haideți să trecem peste asta. Dacă mai sunt observații la proiectul ordine de zi de comunicare. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul ordine de zi de comunicare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, o să supun votului proiectele, procesele verbale din 8 septembrie, 14 septembrie și 22 septembrie. Dacă nu sunt observații la aceste procese verbale, dacă aveți observații la procesul verbal din 8 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Supun la vot. Dacă nu sunt observații la procesul verbal din 14 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal din 14 septembrie 2021. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Observații la procesul verbal din 22 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi și la propunerea domnului consilier Cimpoieșu o să dau citire proiectului numărul 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei hotărârii numărul 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din învățământul din municipiul Onești, unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea de desfășurată cu parcursul unui an școlar. Inițiator, Ivor Aurențiu Nichino Primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta declaratul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 55/15 mai 2015 s-a aprobat regulamentul de acordare a cererilor de legilor și cadrelor didactice din Universitatea de Învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea de desfășurată cu parcursul unui an școlar, care a suferit după parcursul anilor mai multe modificări. În prezentul proiect de hotărâre se propune eliminarea sintagmei organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, astfel încât elevii care participă la noi la olimpiade, sub egida altor ministere, instituții publice, universități, sau să poată fi premiați, deoarece elevii ar trebui să fie recompensați pentru rezultatele obținute la învățătură. În aceste aspecte, vă supunem spre aprobare proiectul recomand prezentat. Raportul de specialitate la proiectul hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aveți favorabil. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Aveți favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Este amendament la proiect. Este și un amendament la acest proiect. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta amendamentul la acest proiect. Amendamentul vizează modificarea proiectului de hotărâre. După cum urmează, articolul 1. Se aprobă modificarea hotărârii 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată în parcursul anului școlar,
în sensul că sintagma organizată de Ministerul Educației, cercetării științifice, din tot cadrul adexei, se modifică și va avea următorul cuprins, organizată de Ministerul Educației Naționale, Universități, Instituții de Învățământ, Societăți Naționale de Profil, Organisme de Specialitate. Adică sunt discuții pe marca acestui amendament. O să facem. Da, vă rog, legate de acest amendament. Anume, acest amendament a survenit în urma unei consultări atât cu Direcția Economică cât și cu domnul secretar. Așa cum vorbeam și mai devreme de aceste schimbări în legislație, fără a avea o logică neapărat, anul trecut Ministerul Învățământului n-a mai organizat olimpiade, am trezit în fața faptului, în fața Consiliului Profesoral, mi s-a adus la cunoștință acest lucru, noi puteam, după vechiul regulament, să premiem doar olimpiadele organizate de Ministerul Învățământului, Ministerul Educației. Așa? Și am găsit varianta de a modifica, nu știu că pe idee, adică domnul secretar zice că este destul de legal, da? E o încurcătură la fel făcută de guvernanți în care o lasă cam așa în coadă de pește premierea cum o facem sau cum o facem. V-am prezentat situația ca să știți în momentul în care votați, să votați în cunoștință de cauză, să ne asumăm cu toții a nu-i păcăli pe acești copii, că văd că mai nou așa e. Îi învățăm să trăiască în minciună și în păcăle. Și cu transportul a fost o mare problemă a elevilor, știți bine, până am găsit o soluție la fel asumată de noi toți. Și cu bursele, va veni și momentul când vom discuta de burse, acum cu premierea olimpicilor. Mulțumesc! Da, o să fac și eu o precizare. De fapt, contextul sau, mă rog, divergențele de la care am plecat și e bine să le cunoașteți ca să votați în cunoștință de cauză așa cum am domnul primar, face trimitere, de fapt, la legea învățământului articolul 105 al alineatul 2 litera H, în care se trebuie să prevede următorul aspect. Propunerea pentru organizarea concursurilor școlare și activităților educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ. Ei, discuția se poartă în jurul acestui cadrul sistemului de învățământ. În punctul meu de vedere, elevii care participă la astfel de concurse, pe concursuri, fie el olimpiade sau de orice altă natură organizată de universitate, să cele de fost de Societatea Română de Matematică, Fizică și așa mai departe, sunt tot elevi care participă și fac parte din sistemul de învățământ. Faptul că nu au organizat cei de la Ministerul Educației aceste activități, aceste concursuri școlare, din punctul meu de vedere, nu implică și nu implică posibilitatea să poată să aprobe premierea acestora. Da, pentru că și alte opinii, în altă lumea nu s-a plăcut. Eu aș vrea. Da. Da. Exprimarea de aici, din amendament, este așa, Ministerul Educației Naționale, Universități, Instituții de Învățământ, Societăți de Profil. Asta implică un plan foarte, foarte larg. Da, dar olimpiade sunt o listă scurtă. Nu, sunt olimpiade, sunt concursuri și olimpiade. Concursul înseamnă concursurile acelea de organiza orice expresie aici. Eu prins și concursul nici nu am uitat. Da. Concursul de acela unde seara se primeau profesorii, primeau rezultatele și a doua zi dimineață cu pui vin și le difează. S-a da, mi-a scăpat. Trebuia doar olimpiade, clar. Nu a fost o scăpare acolo, dacă... Haideți o proiectă. Nu, no, nu, stați mulțumesc. Nu, no, nu. No. Cred că să vedeți puțin în confuzie. Da, de ce? Noi am spus aici, universități, instituții de stat, societăți naționale de profil organism. Dar în cadrul hotărârii Consiliului Local, premiază doar olimpiadele, nu alte concursuri. Adică dacă un concurs are în denumire pentru olimpiadă, îl premiem, nu? Din punctul ăsta de vedere. Păcate, da, pentru că Ministerul a lăsat în ceață. Și atunci, concursurile se vor primi în denumire olimpiada de nu știm ce va fi anul viitor. Olimpiadele sunt doar de Ministerul Învățământului. Doar, dar anul trecut Ministerul nu a organizat nicio olimpiadă. Au fost suspendate. Perioada de pandemie. Nu puteți, nu puteți pune pe același palier un copil care merge la olimpiada națională.
da? Cu unul care merge la un concurs organizat, așa să fie. De asta ne întâlnim într-un consiliu local, să de asta v-am spus. V-am spus cum am ajuns la schimbare regulamentului. Ar vrea să mă întreb pe domnul Cimpoișu dacă ne poate da un exemplu concret de concurs care acum este patronat, da, sau are denumirea de olimpiadă. Nu, domnul Cimpoișu a zis pe viitor că s-ar putea toți să le dea denumirea la concurs. Cred că poate să dea denumirea. Nu poate. Nu poate. Nu poate. Denumirea o poate, dar s-ar putea ca pe, adică nu s-ar putea, nu cer că începând cu data de 31 august, Ministerul s-a schimbat, a revenit și inițial metodologia de organizare a concursurilor a fost suspendată pe o perioadă de aproape un an, noiembrie-august 2021, noiembrie 2020. Începând din august, doar Ministerul Educației poate organiza olimpiade, e clar, dar suntem pe această perioadă anului 2021, avem doar câteva cazuri în care, spre exemplu, Societatea Națională de Fizică a organizat Olimpiada Națională de Fizică. Universitatea București a organizat Olimpiada Națională de Chimie. Da, exact. La chimie. Adică sunt tot societăți sau instituții. Este o situație punctuală pentru anul în curs. Adică modificăm doar chestiunea legată de sub egida Ministerului Educației și Cercetării. Exact. Asta este, de fapt, sintagma care se modifică. Este o modificare care e logică, e binevenită. Și discutăm problema să putem premia ce elevi. Exact. Avem 10 situații, deci nu sunt... Deci Olimpiada Națională. Nu ne asumăm și asta este, dacă ne promitem copiilor, trebuie să scoatem banii, dar aici scrie foarte clar, organizate din Ministerul Educației Naționale, universități, instituții de învățământ, societăți naționale, organisme de specialitate. Dar nu intră toate sub egida Ministerului. Niciuna este respectită a Ministerului. Păi asta a fost ideea, că anul trecut au fost suspendate toate competițiile organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Să sintetizăm. Există riscul să avem foarte mulți copii în situația asta și să nu ne învățăm să vorbesc. Dacă nu mă opresc și gata. Haideți, spuneți și vă răspund eu cum e. Am studiat toată dimineața și n-am făcut. Dar cred că doamna Sticlaru ne poate ajuta, că e profesor. Dar poate mă lăsați să vorbesc, doamna Presie. E președintele și ședință, chiar dacă e de la dumneavoastră, hotărăște. Da, în fine. Cred că dacă nu înțelegeți niște lucruri, trebuie să le aducă cineva la cunoștință să vă liniștească. Intrăm într-o disensiune care nu are niciun fel de temei. V-ați auzit suficient de bine? Păi da, puteți vorbi până diseară, că s-ar putea să vorbim. Păi ăsta e de asta sunt aici. Da. Ce drag timp eu așa de înțeles? Domnul, haideți, vă rog frumos. Păi da, să trece la suflet. Haideți să trece. Să stăpânim pe toți, domnul președinte. Adică ce domnul consilier? Spuneți, domnul președinte, că vă răspund eu, că am studiat... Există riscul să avem foarte mulți copii în situația asta și să nu avem fonduri suficiente. Să fim nevoiți să premiem un copil care câștigă un concurs obscur organizat de nu știu ce societate și să nu am bani pentru olimpicii aia care chiar merg. Haideți să vedem lucrurile așa cum sunt. Acum vă răspund, să vedem că nu există varianta asta. De ce cauză vă spun? Pentru că în acest vid de legislație, în care a fost suspendată, doar în perioada asta putem. Din august, intră din nou pe legea învățământului. Doar olimpiadele naționale nu mai există. Noi acum am premiat pe perioada în care a fost suspendat acest regulament. Până am spus, pe 20 ani sau ceva de genul, am intrat în normal pe minister. Nu mai avem. După olimpiadele care se desfășoară după 31 august, cât timp a fost acest vid de legislație sau ceva de genul, nu știu cum să mă exprim exact, intrăm strict pe olimpiadele organizate de minister. Noi ce premiem acum? Avem 10 cazuri, 10 copii, aproximativ până 10 copii, care nu-i vina lor că anul trecut ministerul n-a muncit, au învățat, s-au chinuit. Da, sunt doar 10 cazuri, nu sunt 10, 8, 10, 11. Nu creăm un precedent, totuși? Nu creăm un precedent, pentru că noi după 31 august olimpiadele organizate ne ducem pe legea învățământului. Nu mai putem să ne abatem de la olimpiadele. Noi premiem pe perioada când acest regulament a fost suspendat. Perioada pandemiei. Deci ca să fie înțeles, nu intrăm pe 20 ceva august, am intrat.
Asta sunt motivurile ce am intrat deja. Nu se mai poate crea o situație în care... Deja suntem pe olimpiadele organizate din Ministerul Educației. Deja suntem în situația asta și nu mai există niciun risc să se premieze vreo... Un concurs obscur, cum a fost numit. Nici nu mai putea organiza o olimpiadă de altă asta, deci nu ne supune niciunui risc. Nu, nu există. Asta trebuie înțeles, asta trebuie înțeles. Nu există niciun risc. Nu e da, adică noi premiem, s-a revenit. Noi premiem pe trecut. Perioada până la 20 și cât a fost. Până la 31 august. 31 august, exact. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea amendamentului, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Amendamentul a fost aprobat. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Intrăm în proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Nec pentru anul 2021. Dau cuvântul domnului secretar pentru raportul de specialitate. Avem în vedere propunerea de finanțare și de organizare a concursului de prezentă spectacolul secret a concursului de SIRI și a concursului de șapte la Ponești. Din prezentul proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 9.600 de lei pentru efectuarea până condiția acestor activități. De asemenea, este necesară simplificarea bugetului de lucru și teologie cu sumele repartizate. Obiectele vor fi simplificate pe poporul de finanțare statului, din vece, așa raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Adică, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă permite și un excepție la ceea ce s-a discutat anterior, pentru că în acest local nu am obligații față de cetățenii municipiului Onești, sunt funcționari publici, organizați dreptul de parte de cetățenii, nu voi pot asemna proiectele 1 și 3, dar ele vor fi pot asemna și de pe colegul meu, directorul de Rupții Civic, Robert Curiat, tocmai pe motivul de ministerii copilului de interese. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 22 ianuarie 2021 privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar pe anul 2020 a municipiului Onești, administrației pieței bazarului, Ogorului și Parcărici și Spitalului Municipal Dr. Ierarh Sfântul Rura, Onești, precum și aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2021. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, mă scuzați. Are cuvântul domnul secretar pentru referirea la prezentare referatul de aprobare la proiectul. Avem în vedere numai pe Roma Cristinață, excedentul de la știu sau a fost precizat pe capim pentru acoperirea bolului de casă. Vreau să aprobați modificarea și înlocuirea sanitară care se va utiliza pentru acoperirea temporară a bolilor de casă provenite în acest garaj de intervenire și pescuire secțiunii de funcționare, că sanitară se va utiliza pentru secțiunea de funcționare pentru efectuarea la cel bine. În față de cele menționate, vreau să aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării financiare din bugetul local al municipiului Onești și plății burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 3.000.000 de lei din bugetul local al municipiului Ernești pentru acordarea bursilor de merit, bursilor de studiu și a bursilor de lucrări sociale de elevii din învățământul de universitar de stat cu prezidență de pe raza municipiului Ernești. Aferent de anul școlar 2021-2022, acordarea bursilor se face cu aprobarea consiliilor de administrație al unităților de învățământ, respectivă concordanță cu prevederile legale în vigoare, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație, limita fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de contribuție a activităților școlare. Față de cele date, urmează să deliberați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aveți sau rugat? Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu este nimeni înscris, are cuvântul domnul primar pentru a prezenta. Mulțumesc, domnul președinte. În decursul anului, foarte multe persoane, acum adresez și dumneavoastră și oneștenilor, s-au arătat îngrijorați de cum vom funcționa noi până la sfârșitul anului, în condițiile în care s-au făcut ceva lucrări, se vede cu ochiul liber la nivel de Onești. Acum vin în fața dumneavoastră și vă cer votul de a acorda, de a aloca 3.000.000 de lei, o sumă, pot spune, mai mult decât împovărătoare pentru un buget de talia Oneștiului, dar așa cum am spus, banii care ar trebui să vină de la guvern, și am să vă dau și citire ce spunea, ce spunea guvernul prin vocea Ministrului Educației sau a Ministerului, publicau pe site-ul oficial al Ministerului Educației în luna aprilie, banii aceștia ar trebui să vină de la guvernul nostru, de la bugetul de stat. Dar, încă o dată spun, noi am spus-o și în aprilie, o spun și acum, nu putem clădi viitorul acestor copii pe minciună. Drept pentru care mă văd obligat în fața oneștenilor și în fața copiilor, în primul rând, să facem acest efort și să susținem în cazul în care există și posibilitatea ca anul ăsta să se țină de cuvânt guvernul. Cu toate că mi-e foarte greu de crezut că se vor ține de cuvânt, că ei propun acum, am să vă dau citire și la ce propunere se face, de a majora aceste burse, de a le duce între 150 și 500 de lei. Ei nu au reușit anul trecut să onoreze burse în valoare de 100 de lei pe care le-au promis și încă o dată să dau citire ce spunea, că au existat discuții interminabile pe acest subiect în vară, în primăvară-vară, când au fost și reprezentanții elevilor în ședința din Consiliu și ne acuzau că noi nu suntem de bună credință și nu le dăm acele burse. La momentul ăla mi-a scăpat, i-ar fost bine să am să fie observat ce spune ministerul și am să dau acum citire să înțelegeți cam ce a promis guvernul și ce a dat. Spune așa, găsiți inclusiv asta e listat edu.ro. Bursele școlare din bugetul de stat, premieră în sistemul de învățământ preuniversitar. Data publicării, vineri 2 aprilie 2021. Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. În acest sens, prin legea bugetului de stat, au fost alocate 536 de milioane, dublu sumei alocate anul trecut de către toate autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin HG 1064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei, aprobat și asigurat din bugetul de stat. Cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele proprii. Doar majorat putea fi. Ei își asumau la momentul respectiv că îl vor da din bugetul de stat. În realitate, noi n-am fi putut veni în aprilie să completăm cu bani, pentru că așteptam, credeam pe cuvânt pe cei din guvern că vor asigura de la bugetul de stat. Și tu vă amintiți discuția de la momentul respectiv. Mai mult, noi în aprilie nu puteam face modificare, pentru că noi puteam avea în iulie să facem modificări la buget. În iulie era mult prea târziu, se termina anul, nu puteam să dăm o hotărâre retroactivă să plătim burse. Noi ce facem acum? Alocăm o sumă de bani ca în cazul în care guvernul nu se va ține din nou de cuvânt să avem o sursă de unde să nu-i mai păcălim încă o dată pe acești copii. Și azi vă dau citire și ce spune guvernul, cum propune hotărârea de guvern, cum sună, adică ei cu 536 de milioane n-au avut să dea decât un sfert din burse, alocând 536 de milioane. Acum estimează că valoarea
este de 1 miliard alocată. Deci dublu față de anul trecut, dar bursele cresc. Zice, proiectul prevede majorarea începând din semestrul al doilea anului 2021-2022 a cuantumului burselor pentru ele de la 100 de lei, cât este în prezent, la 500 RON pentru bursa de performanță, 200 pentru bursa de merit, 500 pentru bursa de studiu, 200 pentru bursa de ajutor social. Și mai spune, dar o să vă dau, dar găsiți proiectul de hotărâre, că aceste sume vin din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație. Deci, teoretic, ar trebui să ne vină banii ăștia. S-ar putea, votând hotărârea asta, să se țină de cuvânt guvernul și să ne trimită banii. Și atunci nu se mai pune problemă că dăm noi suma asta. Dar în cazul în care nu o dă guvernul, suntem în situația de a face treaba guvernului. Ce se întâmplă la noi este un caz fericit. Că Onești au reușit să facă economii majore și să aibă de unde să pună la dispoziție aceste sume, lucru care nu s-a întâmplat aproape nicăieri în țară. Nu știu dacă, cred că numărăm pe degete câte localități au putut să susțină de la bugetul local, pentru că s-au trezit în fața faptului împlinit, guvernul a spus că nu avem noi, dați voi. Fără să bugeteze, fără să spună de unde e sursa de finanțare, fără aveți, dați. Lucrul ăsta l-am mai întâlnit. Nu-i prima dată când îl întâlnim. În mandatul trecut, povesteam mai devreme, nu dădeau salariile la, decât până în iunie la asistenții personale. La jumătatea anului se opreau și mai dădeau în decembrie, la noiembrie-decembrie, când făceau rectificări bugetare. Am fost în situația la o audiență, la 2 luni, de, după ce nu au mai primit însoțitorii persoanelor cu dizabilități salarii, să vină un tată cu lacrimi în ochi, cu copilul într-o stare foarte rea și plângea că stau pe întuneric, că nu și-a primit salariul, n-au lumină, n-au... Și atunci, a doua zi, am făcut ședință de consiliu, de urgență, am alocat 6 miliarde de la bugetul local, am dat salariile, am zis cu orice risc, că nu-i mai primim sau îi mai primim de la guvern, am dat salariile. În iarnă, când s-a făcut rectificarea de buget, a dat la toată lumea care nu și-au dat, care n-au putut onora salariile din bugetul local și au zis, Oneștiu are bani, dacă o dat înseamnă că au avut. Și nu ne-a mai dat banii înapoi. Putem fi în aceeași situație acum. Că guvernele se rotesc între ele, dar experiența îmi spune că mai puțin ne interesează de ce se întâmplă în jos în teritoriu. Da. Și așa cum vă spuneam, am reușit încerc scuze pentru această paranteză, dar am vrut să știți că acum stăm și că... Așa, un singur lucru vă spun. Bani avem, la momentul ăsta avem un buget în contul de funcționare 13.600.000. Stăm suficient de bine să putem duce aceste sume, stăm mai bine decât își putea imagina oricine, să nu-și facă nimeni. Și cei de bună credință, și cei rău intenționați sau cărcotași, să nu-și facă griji că noi nu vom avea cu ce să încheiem anul. Că nu avem bani. Avem bani și putem onora toate promisiunile. Mulțumesc! Da, domnul Am o întrebare pentru domnul primar. Cum se le acordă copiilor care învață de că cum scrie aici, în unitățile de veraza municipiului, da, sau doar acelor cu domiciliul municipiului? Care învață. Okay, mulțumesc. Doamna Elena Paștă, dacă nu are ceva de spus. Eu aș vrea să subliniez așa un pic, cred că intrăm într-o notă care, pe care eu nu o creez, în fine. Pare să că ne place să ne ducem în direcția respectivă. Eu cred că nu e cazul să ne antepronunțăm, pentru că până la finalul anului eu sunt ferm convinsă că dacă guvernul și-a asumat o anumită obligație și o va respecta, țineți minte că am avut discuția asta, domnul primar, și acum vreo lună de zile legată de... Știți câte bobârnaci mi-am luat eu de la tineri și de la profesori din cauza că guvernul nu și-a onorat? Tot timpul am spus, duceți-vă spre guvern, că guvernul a făcut promisiunea asta. Toată lumea a jurat primarul. Discutam la vreo o lună de zile că nu s-a plătit o factură la grădinița 14. Deci s-a achitat. Chiar dacă banii vin cu întârziere de la București, asta nu înseamnă că ei nu vor veni la un moment dat. Adică eu aș vrea să vă văd care va fi poziția dumneavoastră la momentul la care vor fi alocate acești bani
din bugetul de stat, atunci ar trebui să vă cereți scuze pentru că... Doamne ferește, dar adică a fost vreo clipă în care eu n-am mulțumit celor care își îndreaptă atenția. Eu nu cred că există rea credință din partea noastră. Îmi cer scuze anticipat dacă... Deci eu sunt foarte convinsă că acești bani vor veni, chiar dacă vin cu întârziere. Eu am avut experiența anilor 2013-2014, când mi-am dat curse și au spus onești au avut că nu am dat salariile în astea. Eu mi-aș dori să nu se repete acest lucru și voi face tot ce ține de mine, în așa fel încât copiii din Onești să primească banii de la bugetul de stat și să nu-i dăm de la bugetul local și astfel să sacrificăm bugetul local pentru aceste sume. Eu sunt ferm convinsă că aceste sume de bani până la sfârșitul anului vor veni la bugetul local și vom putea să-i dăm școlilor pentru ca acestea să achite copiilor sumele aferente burselor. Eu sunt ferm convinsă că se va întâmpla. Eu am spus anticipat. Dar nu. Și eu voi cere public scuze pentru că am greșit. Doar că eu spun ce s-a întâmplat anul trecut, 2020-2021, au venit un sfert din bani. Eu asta trag, 2021 s-a încheiat anul de mult. 2020-2021, anul școlar, s-a încheiat de mult. Noi suntem în 2021-2022. Ipi 2020-2021 au primit un sfert. Eu sunt ferm convinsă că se vor ține de cuvânt și în ceea ce privește proiectul de majorare a burselor. Doamne ajută! Sper să fie încântați și să fie stimulat să învețe. Bun, vă mulțumesc. Dacă mai sunt discuții de margine în acest proiect, mai vrea cineva să vă spună ceva? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenților personal ai persoane cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Rolul autorităților locale este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile pe care le revin asistenților personale în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât acestea să primească îngrijirea specială la nivelul la care starea lor cere pentru satisfacerea tuturor nevoilor fizice, personale, sociale și spirituale. Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local un raport ce poate date referitoare la activitatea asistenților personale persoanelor cu grav cu handicap. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aveți favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe mazi în acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 102 din 19.04.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții cu modificările și completările cu perioade. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Este un amendament la acest... Așa, o să dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta prima dată. Necesitatea și oportunitatea modificării calității posturilor aferente funcțiilor contractuale este rezultat analizei și a proiectării manageriale a conducătorilor compartimentelor care se ajută revizuirea și modificarea calității posturilor cu scopul de a asigura aducerea la îndeplinirea activităților specifice. Ținând seama de reperatele de gestate comunicate de Direcția de Cultură și Cultură și de baze sportive și voluntariat în care se simte transformarea unor posturi ocupate și simulatoare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cum a fost dat. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Amendamentul, dacă vrea să-i dăm secretar. E vorba de o modificare posturilor aflat la poziția 5, care înseamnă rezerva de președința de funcție contractoare din Consiliu, se transformă în președinte gradul urmaș și nu în gradul 1 de președinte a fost plătită în direcție. Da. Amendamentul a fost prezentat.
supun la vot, dacă sunt discuții pe marginea acestui abonament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc că amendamentul a fost aprobat. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adecvat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc că amendamentul, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu amendamentul respectiv. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statutului de funcție al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Avem în vedere adresa Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, prin care se solicită aprobarea statului de funcție și a organigramei Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, ca votarea prevederilor legale, considerăm necesară să facem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Față de cele menționate, să lăsăm pe discuție. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt observați, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 4 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor anele din municipiul Onești ca anul 2021. Inițiator, Victor Laurențiu Neghină, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Consiliul local hotărăște darea de administrare concesionare sau închiriere a pământurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile locuințele ANL, se impune privatizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comisia Socială de Analiză a Procedurii la Verificarea Dosarelor depuse la legislatura Primăriei Municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a proprietăților care au acces la locuințele ANL. Față de cele menționate, propune să analizeze și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Mulțumesc, raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Da, eu. Da, domnul Cipăreșu. Altcineva mai este? Să îmi scrie la punct. Nu. Da, domnul Dominică, și acest proiect, și următoare, și la următoare, de fiecare dată le prezentați câte o listă. Eu trebuie să votez aici o listă. Nu pot să fac așa ceva. Eu trebuie să plătesc nici pe oameni. Da, a fost o discuție pe marginea. La comisiile de specialitate se solicită dosarele și în dosare vedem cererile făcute de persoanele în cauză cu toate documentele aferente. Nu avem voie, nu este voie să se comunice numele datorită acordurilor GDPR. Am discutat chestiunea asta și la ședința pe comisii, ne-am uitat în dosare, am văzut numele persoanelor care au făcut cereri. Ne puteți spune să se numi? Eu fac o precizare. Fiecare le analizează. În raportul de specialitate, pagina a doua, sunt prezentate persoanele care îndeplinesc. Lăsați aici, la următoarele proiecte, nu sunt. Da, e un proiect unde avem prezentate și două la care... Bun, are perfectă dreptate, mă scuzați, aveți perfectă dreptate, dar cu gândirea mea este și a colegilor mei, la ședințele de comisii sau puteți solicita relații de la compartimentele de specialitate și de le pun fără nicio fel de cu dosarele, cu persoanele, atâta dacă nu pot fi făcute publice. Dacă considerați necesar, o să vedem și chiar am discutat astăzi cu doamna Pașcă, președintele Comisiei Juridice, urmează să, cât de curând, să actualizăm regulamentul de organizare și funcționare, o să prevedem acest lucru și în regulament și să vă punem la dispoziție, că e normal și e firesc. Dumneavoastră trebuie să votați în cunoștință de cauză, e clar. Dar nimeni nu are nimic de ascuns. Dar cineva este interesat. N-am spus asta, da. Înțeleg să protejați legile proiectului. Ceilalți concurenți, ceilalți solicitați, dar câștigătorii
și celor care trebuie, și cei pe care trebuie să-i votez, să obțină acel lucru. Nu am cum să dau votul pe listă. La ședința asta și ăsta și următoarele proiecte, le vom vota așa. Dar de la următoarea ședință o să rezerv dreptul să nu mai votez o listă despre care nu știu nimic. Da, nu, e corect ce trebuie să dar în același timp puteți solicita compartimentul de specialitate să vă prezinte dosarele. Aveți acces la absolut toate dosarele. Adică la ședințele pe comisie asta s-a făcut. Am chemat reprezentanții comisiilor de specialitate. Poate veni orice consilier în ședință. Sigur că da. Numai că poate veni domnul primar, sunt reprezentanți ai Consiliului Local în comisie. Acestea sunt dosarele. Nu. Ideea este că trebuie să le solicitați, noi nu avem de unde să știm. În comisia de specialitate sunt reprezentanții Consiliului Local. Da, dar trebuie să sunt reprezentanți diferiți în cele cine pe cine ați avut? În tot proiectul politic, în tot proiectul. Da, dar nu trebuie să-l dăm tot ce-i pe unii și unii de zi. Sper da. Comisă că doamna Oprea de fiecare dată când este chemată, indiferent de care comisie are ședință, se prezintă. Da, sperăm că s-a luat la cunoștință acest aspect și... Nu se poate face public ora ședinței și orice consilier să poată veni la ședință. Dar noi suntem obligați, domnul primar, să venim la comisiile de specialitate. Deci noi oricum facem comisii de specialitate și la comisiile de specialitate chemăm reprezentanții de care avem nevoie. Ce facem? Când doamna Oprea cu dosarele la toate cele patru comisii, o tem de fiecare dată, ce facem dacă două comisii au loc simultan? Spre exemplu, eu m-am dus personal la doamna Oprea și m-am uitat în dosare. Dumneai vine la toate cele patru comisii dacă este solicitată. Sunt ferm convinsă de chestiunea asta. Cum vine și domnul secretar? O să vă rog frumos de acum la Comisia Economică, de fiecare dată când aveți ce listă, vă rog să fiți prezent în dosare. Ok? Mulțumesc. Și acum o să fac, avem și un proiect în care vrem să solicităm votul de lucru al comisiei. Bun. Vă mulțumesc. Haideți să trecem peste. Dacă nu mai sunt discuții de mari din acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 2 pentru anul 2021. În vederea repartizării prin închirierea camerelor de locuit se poate libertății numărul 1 din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medina primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru referatul de aprobare. Având în vedere existența unui număr de solicitări pentru camerele de locuit, situația din imobilul de stat al libertății numărul 1 Onești, depuserea de stradă a primăriei Onești, prevenită de la persoană sau la multe boală și prevenită de la realizat în primul proiect de prioritate, sub nivelul câștigului salarial minim pe total economie, este necesară repartizarea unor condiții sociale disponibile persoanelor aflate în situații cele mai dificile. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre inițiată. Raportul de specializare la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1? Aviz formulat. Vă mulțumesc. Deci, și proiectul ăsta are tot o listă cu niște numere. Da, următoarele patru. Poți să intervin un pic? Da, a fost atent la discuția de la tavăr, că are aceeași temă și... Da. Înainte de a ajunge în Consiliul Local, există o comisie în cadrul departamentului de repartizare a locuinței, spațiul locativ. O comisie care verifică dosarele, analizează, acordă un punctaj și în Consiliul Local este o formalitate propriu-zis și asumă cei funcționari din primărie și asumă că respectă legea înainte de a ajunge în Consiliul Local pentru a propune repartiția acestor locuințe. Primii care răspund sunt funcționarii, fiecare răspunde pe semnătura lui. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 4 de anul 2021 a solicitațiilor eligibili în vederea admiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru referatul de aprobare la proiectul ăsta.
pentru aplicarea unui tratament partenesc în disciplinatorii solicitanților Consiliul Local a adoptat regulamentul pentru obținerea testatului de administrator la convertimile pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane fizice specializate. Până la data de 20.08.2019 a fost o persoană solicitarea obținerea testatului de administrator de convertimile pentru persoane fizice. În conformitate cu prevederile legale, Comisia de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la legislatura primării Ionești și a stabilit lista persoanelor eligibile pentru obținerea testatelor de administrator la condominiu. Față de cele menționate, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre pe promoția ta. Mulțumesc, raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Adus ca vă. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în formă prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a fost prezentat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea graficului de lucru al Comisiei Sociale de Analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe pe drept de achiriere. Inițiator, dr. Laurențiu Nedină, primar. Domnul secretar, solicitări de cerere privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate de închiriere se analizează în Comisii Sociale. Analizarea cererilor pentru locuințe destinate de închiriere este expusă în următoarea specialiști din învățământ de sănătate, administrare de către autoritățile administrative funcționale se efectuează tot de Comisii Sociale cu respectarea prevederilor legale. În vederea repartizării, aprevenirii și întâlnirii locuințelor construite prin ANL, legiuitorul a stabilit etapele ce trebuie parcursul în vederea întocmirii listei de prioritate pentru apocarea locuințelor ANL. Etapele sunt sintetizate și enumerate în graficul calitat de lucru al Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională de Locuințe în vederea întocmirii listei de prioritate. Față de cele menționate, propunem și de aprobare proiectul de hotărâre forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot pe proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind capul. 25 și 25 nu a votat. Da, da, am notat. Sunt 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor reglementări din cadrul regulamentelor privind repartizarea și închirierea locuințelor ce aparțin municipiului Ionești. Inițiator Victor Laurențiu Nedină, primar. Are cuvântul domnul secretar. Municipiul Ionești deține în domeniul public și privat spațiul destinat de locuință în vederea închirierii, respectiv locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe din fondul social de stat și locuințe construite prin ANL. Camerele de locuințe din mobilul situat în strada Libertății 1. Prelungirea contractelor pentru spațiile destinate de locuințe deținute de stat sau comunitățile administrative teritoriale. Teritoriale ale acesteia, nu se aplică pentru contractele care lucrurile nu pot face dovadă achitării la zi, achiriei și a cheltuielilor de întreținere. Astfel, la prelungirea contractului de închiriere, titularul și membrii familiei menționate în contract trebuie să prezintă anual la prelungirea contractului dovadă achitării la zi, a cheltuielilor de întreținere, achiriei, conform celor precizate în documentele înaintate. Față de cele reprezentate, propunem spre aprobare proiectul de reprezentare cum a prezentat. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, da, vă rog. Domnul Citriac, am o sugestie ca o completare a acestui proiect sau să ajute departamentul care se ocupă de închirierea locuințelor, ca odată la o perioadă de timp să facă câteva controle rutinante în zonă, când vrea să vedea dacă ceea ce se declară este și pe drept. Am discutat cu doamna pe subiectul și... Adică sunt situații în care se subînchiriază... ...rezultate cazuri când persoanele care...
care câștigă care acest drept nu trebuie să aveți. Cred că dacă s-ar face 2-3 controle pe an, fără să se anunțe, ar fi... Sunt subînchiriate, doamna, o practică, este punctul dumneavoastră de vedere în... Sunt situații, nu-i frumos să dăm, dar sunt situații. Bun ar fi dacă ni s-ar da și nume, nu public, dar punctual, sunt 200 de locuințe, e greu, dacă nu se răspunde la ușă, dacă am avea subiect și predicat unde sunt situații, dar ce sper ne-ar ajuta. Eu chiar încurajez, au mai fost discuții în mediul online pe tema asta și am încurajat să ne spună exact punctual unde știu că s-a întâmplat. Discuții sunt multe, dar nimeni nu ne-a dat... Asociațiile de proprietari. Dar acolo nu este asociație, nu are probleme. La ANR sunt probleme, nu sunt probleme. Posibil probleme, nu... Noi nu avem cunoștință la momentul ăsta, deși discuții sunt și... Păi tocmai de asta ca semn. Ca să mai fim spus. Doamna director? Spor la treabă. O comisie mixtă și din Consiliul Local și Poliția Locală și exact. Specialitate, unui consilier, cine vrea să lege și... Spun pe domnul Ciprian. Și eu zic la fel. Cu drag. Da? Cu drag. Cu drag. Întâlnire cu reprezentanții romilor pentru a le comunica riscurile la care se expun dacă mai trimit copiii la cerșit în Onești, dacă mai vin cu căruțele prin Onești în locuri neautorizate, vor avea niște trasee, s-au comunicat traseele pe care pot circula, nu se vor mai plimba cu căruțele prin centru. Întâi am zis să înștiințăm înainte de a ajunge la confiscări de căruțe și alte lucruri. De asta spun, de luni poliția locală va patrula, va avea echipă de patrulă în Onești. Și în ședința de ordinară, probabil din octombrie, vom modifica organigrama. Pentru a extinde, ne-ar mai trebui ca să avem o poliție locală total funcțională, ne va trebui dispecer, cameră de arme. Eu mi-am propus că punem undeva, dacă ne va da voie să facem și angajările după ce facem modificarea organigramei, undeva în ianuarie să avem o poliție mai mult decât funcțională, să rivalizeze cu Poliția Națională, adică să fie un partener din nădejdea Poliției Naționale și să fie o bună colaborare între jandarmerie, Poliția Locală și Poliția Națională. Două schimburi ne-am propus, schimbul 1, schimbul 2, inclusiv în weekend. Să avem patrulă, nu acum. Acum nu avem posibilitate, că avem 7 oameni, dar... Ar trebui să avem 55. Cum? Cât ar trebui să avem? 55, nu? Nu, n-ajungem la atât. Ne-ar mai trebui 10-12 persoane ca să avem și dispecer. Ne trebuie 15 dispecer și 12, cred că, pe patrulă. Ca să putem acoperi două schimburi, inclusiv două. Mulțumesc, îmi cer scuze de intervenție. Dacă mai sunt discuții, alte discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești. Inițiator, Victor Laurențiu, Regina Primasă. În conformitate cu prevederile legale actuale, legiuitorul a elaborat criterii de acces la locuință și criterii de realizare pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cerurilor de locuință și în ecatizarea locuințelor de menținere destinate în curieră. Ținând cont de următorile modificări legislative intervenite în ultimii ani, se impune actualizarea regulamentelor privind puterile de analiză soluționarea cerurilor de atribuire a locuințelor construite prin anele în municipiul Mești, cât și documentele justificative la fiecare dosar. Face mențiune că după aprobarea prezentului proiect, acesta se va transmite Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării comunitatea de vedere de legii. În vedere cele menționate, propunem să aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de condominiu pentru locatarii din imobilile cu destinație de locuințe aflate în administrarea UAB Ionești. Inițiator Victor Laurențiu, inginer primar. Dau cuvântul domnului secretar, referatul de aprobare. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind locuințarea în condominii, definind modalitățile și condițiile ce trebuie să îndeplinite de către locatarii pentru a menține gradul de confort și calitate existente în condominii. Astfel, una din obligațiile celor care administrează imobile cu distanța de locuință este asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuință în comun. Având în vedere faptul că în cadrul condominiilor locuințe de persoane cu personalități, temperamente, abitudini și caracteri diferite, este necesar să stabilească un set de măsuri necesare unui proiect civilizat decent pentru protecția mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții, asigurarea și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății civilor fundamentale ale cetățenilor. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Comisia numărul 1, Alex. Comisia favorabil. Da, vă mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Am discutat acum și cu doamna Oprea la articolul 15. Cred că ar trebui făcută o modificare. Avem în spațiile comune să stabilesc următoarele reguli generale. În loc de reguli generale ar trebui trecut interdicții. Pentru că sunt lucruri care n-ar trebui făcute de către locatarii din condominii. Da, nu sunt reguli generale, ci sunt interdicții. Da, înțeleg că este un amendament în sensul că la articolul 15 se sună pe următoare. Spațiile comune să stabilesc următoarele interdicții. Interdicții, ca altfel. Da. Bun, deci avem un amendament. Bun, supun la vot amendamentul propus de doamna Paștu. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Supun la vot, dacă nu mai sunt discuții pe marginea proiectului, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Amendamentul aferent. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești, al unor imobile construite din teren, cu și fără construcții situate din Cravelan, municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu, din primar. Acest proiect are și un amendament. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În modul acesta, obiecte propuneri de aprobare de pregătate de la municipiul Onești sunt situate în Cravelanul Onești, aceste imobile au fost înregistrate de unitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, în vederea concesionării sau încuierea terenurilor și sau obiectivelor realizate de acestea. Având în vedere cele menționate mențiuni, propunem aprobarea proiectului în formă prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia de Specialitate numărul 2, numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta și amendamentul la acest proiect.
Atât prezentul amendament se propune completarea anexei la proiectul de hotărâre cu poziția 7, respectiv terenul intravilan, adresa imobilului strada Libertății numărul 1, în suprafață de 63 de metri, aparține domeniului privat. Da, dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc că amendamentul a trecut. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului cu amendamentul aferent, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc. Proiectul a trecut cu amendamentul aferent. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile teren aparținând domeniului privat al municipiului Orange. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Are cuvântul domnul secretar. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Orange pot fi concesionate de calitate de legislația vigoare și în condițiile respectării prevederilor proprietăților de organism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor reprezintă un punct de interes atât pentru municipalitate, din valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietatea publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Formarea celor expuse mai sus, conform prevederilor sporului administrativ, propunem să preamuneze și aprobare pe lucrurile hotărâre din concesionarea unor terenuri aparținând municipiului Ionești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specializare. Specialitate numărul 1. Comisia 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Nimeni? Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17.054 din 18.08.2010, partea a contractului numărul 16.186 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, domeniul public și privat, către SG, domeniul public și privat. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Dau cuvântul domnului secretar, a prezentat referatul de aprobare. În vederea realizării lucrurilor stabilite prin contractul de lucrare de gestiune și serviciul public de administrare a domeniului public și privat, de către 10 domeniul public și privat de pe stradă, numărul 16.186 din 1820, propunem darea în administrarea fătelor abseziene prin municipiul și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii. Se pune spre amendă și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Am dat cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Acest proiect are și un amendament care va cuvântul domnul secretar pentru a prezenta amendamentul. Da, în prezentul amendament se propune introducerea anexei 3 la proiectul de hotărâre și a actului adițional, în sensul la produse toalete de lux și raportare electrice, având factura numărul 120.019, 16.08.21, faptul, cantitatea poate de preț, prețul și valoarea, trebuie să fim în zorul acestui proiect. Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre cu amendamentul aferent. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aferent. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru darea administrare în administrarea unor bunuri achiziționate prin proiectul Regio către instituțiile pentru care au fost achiziționate. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de specialitate de aprobare.
Da, menționăm că municipiul Rești a avut încheiat un număr de două contracte de finanțare de program operațional regional 27-2012, care s-a prioritat pe referire la reabilitarea colegiilor naționale dintre cartușiști și atunci social de obiectivă din municipiul Rești și Bacău. Este necesară darea în administrare a un templu respectiv, a punut la achiziționare de formanierea posibilă, modele de finanțare de ziție, conform rezervelor legale. Având în vedere cele menționate, propun spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind darea la administrarea unor fonduri mobile, aparținând în ciclu Onești, către unitățile beneficiare necesare în desfășurarea activității, astfel cum se cuprinde analizele protocole de dare la administrare. Da, vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și care se abține? Ar trebui să mă abțin aici sau... Da, nu votat. Trebuie să nu votez. Nu votat. Da? Deci, doamna consilieră nu participă la vot. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate privată a municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar. Are cuvântul domnul secretar la referatul de aprobare în acest proiect. Bunurile mobile aparținând domeniului public au privat sau de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația închiriare. Închirierea acestora reprezintă un grup de interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a proprietății sau în precedent, libere sau ocupate de concurs sau proprietatea publică, cu și pentru cetățenii orașului. În urmare celor expuse în concurs, conform de legătorii administrativi, propuneți până la acestor proiectele de legătorii prin înghilirea administrației publică a unor bunuri din multe de proprietatea municipiului Onești. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă acest proiect este și un amendament, vă rog pe domnul secretar să prezinte amendamentul. Amendamentul propus, prin acest amendament se propune completarea proiectului de hotărâre cu anexa 3. Fiind vorba de două amplasamente, Corpua și amplasamente Turcia Școlii, e vorba de liceul de colegiul Gheorghe Asache sau liceul Gheorghe Asache, o suprafață de 18 metri pătrați, o suprafață de 9 metri pătrați, durata închirierii este de 5 ani, cu destinația de chioșc produse alimentare. Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Care se abține cineva? Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării unor tronsoane pietonale reparate din municipiul Onești din administrația Consiliului Local în administrarea SC Domenii Public și Privat S.A. Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar. Domnul secretar general are cuvântul pentru prezentarea referatului de aprobare. În hotărârea de Consiliul Local numărul 121 pe 2019 a fost aprobată preluarea predărilor în domeniul de proiectilor ce aparțin în municipiul Onești, în administrarea CCPP S.A. Onești, în administrarea Consiliului Local, de viitorilor lucrate în întreținere. Având în vedere finalizarea lucrărilor de reparații, propunem predarea lucrărilor reparate în administrarea Consiliului Local, în administrarea CCPP Public și Privat, în vederea administrării acestora, conform contractul de legare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat. Astfel cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în urma prezentației. Mulțumesc. Raportul de specialitate a proiectului de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar.
Domnul secretar are cuvântul pentru a prezentare grafului este de aprobare. Bine, hotărâre de Consiliul Local anterior a fost aprobată să formă concesionist la fața de reținut, unde solicitările registrate la primăria funcționă se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate la anexa la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, spuneți că analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Doamna Pașu. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări pentru organizare și funcționarea clubului sportiv Sport Club Totuși Onești, inițiator Victor Laurențiu Mengină primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Obiectivul clubului sportiv Sport Club Totuși Onești este acela de a organiza și administra activități sportive consecința directă de dezvoltarea sportului de performanță la nivelul municipiunești a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor prin performanțe sportive în competiții interne și internaționale. Clubul sportiv Sportul Putușonești va sprijini totodată sportul pentru toți și sportul pentru persoane cu nevoi speciale în vederea menținerii sănătății, necreierii și socializării cetățenilor prin organizarea de activități bazate pe practica liberă a exercițiului fizic. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare, clubul sportiv supramenționat va avea în structura sa următoarele secții: box, șah, fotbal, tenis, badminton. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate, reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul Ciprian Dazu. Întrebare. Cam când estimați că acest club ar fi funcțional din punct de vedere sportiv? Și dacă v-ați gândit la potențiale angajări, cine s-ar ocupa de acest club? Păi, da. Urmează că după nedeparea problemii dumneavoastră, să facem toate demersurile necesare. Sunt costă de ce acest club stăpâne să ocupe personalitate juridică. Ați văzut, are o structură, o organigramă. Vom demara procedurile de angajare, primul rând, sau vom face delegare de atribuții, ne gândim la varianta cea mai probabilă să ne mișcăm la repede. Probabil cu începutul anului viitor, cred că va putea funcționa. V-ați gândit la cine ar putea să coordoneze această activitate? Deocamdată este concurs. Deocamdată, pentru că aici suntem și noi în pastă, deocamdată... Cert este că cel președintele clubului va avea și atribuții de antrenori. Adică nu va fi doar președinte să conducă dintr-un birou. Asta e una dintre condiții. Va fi președinte aici. E obligatoriu președinte, dar președintele nu va fi doar cu funcția să stea într-un birou să coordoneze, va fi obligatoriu și va coordona și va antrena la unul dintre sporturi. Sigur, sunt în vedere anumite persoane, anumite persoane specializate pe anumite structuri sportive dintre cele pe care sunt care au avut activități, dar lucrul ăsta nu poate să reiasă în urmă unui concurs. Suntem într-o instituție publică. Bun, dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude către SC Delgaz Grid SA, suprafețe de teren de 107,20 m2, situată în calea Slănicul numărul 63C, municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Victor Laurențiu Mengină primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În adresa comunicatului de SC Delgaz Grid se solicită acordarea dreptului de uz și servitude în favoarea acesteia pe întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești ca la Slănicul numărul 63C. Drepturile de uși cu servitute care au ca obiect utilitate publică au caracter legal. Executarea dreptului menționate anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative de vedere afectate de capacitatea
de defecție se realizează cu titlul gratuit, pe toată durata de existență acestea, la care urmarea celor prezentate, va trebui să analizează și aprobați proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 40 din 23 aprilie 2021 privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor oneștene care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioadă. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Pe municipiul Orneș, la ora actuală, sunt mai mult de 40 de grupuri care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioadă. Pentru a aduce un omagiu și pentru a le mulțumi pentru valorile pe care le transmit referitor la familie și importanța acestea în societate, considerăm că suma actuală este mult prea modică, pentru care propunem modificarea cotului premiului de calitate la 1500 de lei. Pentru cele menționate, se pune spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Bun. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, din punct de vedere, câteva detalii legate de modul de a premia aceste grupuri. În mod normal, am făcut un anunț în urmă cu două săptămâni că premierea ar trebui să aibă loc într-un cadru unui eveniment festiv la sala de cinematograf Capitol. A fost bugetat și spectacolul care ar trebui să țină, dar din cauza evoluției pandemice depășind 3%, nu se mai poate în condiții normale ține acest eveniment, drept pentru care tot pe 1 octombrie am invitat cuplurile, câte 10 cupluri din jumătate în jumătate de ori, la sala aia de căsătorii, și unde le vom mâna acele premii. Premiile care e în varianta veche, fiind în varianta care se va aproba astăzi. Încă o dată, asta va fi, nu se va mai ține conceptul și evenimentul la cinematograful Capitol, ci la sala de festivități a primăriei, sala de căsătorii. Începând cu ora 10, mâine, din jumătate în jumătate, până la 11:30, au fost repartizate cuplurile, să nu se producă înghesuială și mulțumesc asta. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Deci cuplurile poate să vină mâine. Bine. Bine să înceapă să-și... Vă rog. Am o rugăminte. Începând cu acest proiect, urmează niște prezentări. Nu, mai este avea. Am înțeles. La proiectul 24 am înțeles că doamna Pașcu... Proiectul 24 și 25 se vor retrage. Au fost retrase de pe inițiator. Bun. Trecem direct la proiectul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, adres spațiului comercial situat în Belvedere numărul 4, lotul numărul 5, municipiul Onești, județul Bacău, provincia Ancor, Pașcu Elena Apăvăloaie, consilier local, Bojos Dumitru Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul.
În urma realizării atribuțiilor convenite cu codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului hotărăște organizarea, darea în administrare, concesionarea sau darea folosinței gratuite sau închirierea bunurilor proprietate private a municipiului. Proiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren, proprietate privată a municipiului Ernești, aferent spațiului comercial situat sub strada Belvedere numărul 4.5 de municipiul Ernești, județul Bacău. Aceste terenuri concesionare inițial au indicat construcții scrise în cartea oficială. Având în vedere cele menționate, precum și documentele realizate, propunem spre aprobare, analize și aprobare Consiliului Local, ca și de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Da, doamna Pașcu, vă rog. Da, poate vreau să spun câteva cuvinte, pentru că am și calitatea de co-inițiator alături de colegul nostru, Marcel Bușor. Avem astăzi un calup de... Trebuia să fie 16 proiecte prin care să intrăm în linie dreaptă la vânzarea terenurilor din domeniul privat al lui Ateo Onești. Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi pentru că în urma consultării, atât cu domnul secretar, cât și cu Comisia Juridică, am interpretat dispozițiile articolului 364 din codul administrativ, dispoziții care, din punctul meu de vedere, creează o situație discriminatorie, dacă aș putea să o numesc așa. Avem 14 proiecte unde constructorii de bună credință beneficiază de dreptul de preemțiune la cumpărarea terenurilor proprietate privată și la ședințele următoare, în urma analizării împreună cu Comisia de Specialitate și cu aparatul de specialitate, vom procede în continuare la analizarea și la supunerea pe ordinea de zi a Consiliului Local a proiectelor privind aceste vânzări. Îmi pare rău că cei trei colegi de la USR Plus au ieșit din sală. Cred că dumnealor nu înțeleg un lucru. Dorința, știm că sunt 195 de cereri la acest moment înregistrate pe, la Comisia pentru evaluarea bunurilor, pentru evaluarea terenurilor. Dintre aceștia, foarte mulți sunt antreprenori. Antreprenori care vor să devină proprietari pe terenurile aferente construcțiilor pe care le dețin în proprietate. Dorința aceasta a antreprenorilor este manifestată de foarte mulți ani de zile, încă de când au preluat construcțiile de la fostul Onedil. Cred că sunt 15 ani, 17 ani de atunci, foarte mulți ani de zile. Însă, până la acest moment, nu a existat deschidere pentru punerea acestor proiecte pe ordinea de zi. La momentul de față, găsind sprijinul necesar și din partea executivului, analizând dosarele, am trecut la treabă. Efectiv, ne-am pus pe treabă. Și începând de la această ședință cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul colegilor consilieri, vom aproba primele vânzări. Mi-aș dori și mi-am exprimat această dorință și anterior, ca toți banii care se vor încasa din aceste vânzări să fie depozitați într-un cont, într-un fond special pe care să-l numim fond de dezvoltare. Adică mi-ar plăcea ca din acești bani să facem un lucru care să ducă la dezvoltarea Oneștiului, care să ducă la crearea de locuri de muncă. Știu că domnul primar zâmbește, știu că i-am spus și dumnealui, știu că nu putem să-l creăm special. Că până acum eu mi-am pus toată atenția în dezvoltarea Oneștiului. Eu sunt ferm convinsă, dar mi-aș fi dorit să creăm un plus valoare, în sensul că să putem face niște lucruri, niște investiții din acești bani. Putem crea locuri de muncă cu niște bani. Eu cred că am putea face un special pentru a crea locuri de muncă. Cred că am putea face un parc industrial, cum să zic, măcar să asigurăm cofinanțarea pe un proiect european pentru înființarea unui parc industrial. Uimiți-mă unde putem construi un parc industrial, că eu de 10 luni am discuții interminabile pe tema asta pentru a identifica o suprafață minim de 5 hectare. Oneștiul nu are 5 hectare. Eu știu că este problema locației. Dacă aveți, chiar m-ați uimit să-mi spuneți unde putem construi parcul. Eu am venit la un moment dat cu o sugestie, dacă sunteți deschis. Sau cum putem crea locuri de muncă, la fel. Parcul industrial este
promotorul, da, în esență, al locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă înseamnă, repet, creșterea bugetului local. Dacă un teren de 5 hectare a municipiului Ionești care pe care putem construi... Eu sunt foarte convinsă că dacă veți avea deschiderea necesară, mi-am ascultat punctul de vedere, cred că vom putea găsi soluții și la acest aspect. Mulțumesc mult! Da, vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții pe matină, domnul Jorge. Mulțumesc! Să vă informez că am fost co-inițiator la acest proiect datorită multitudinilor de cereri pe care le-am s-au adresat și pe care le-am întâlnit în cadrul Oneștiului și știu că asemenea încercări au mai fost și în celelalte legislatori, dar din vari motive, din, eu știu, contradicție între consilierii locale a unui partid sau altul, nu s-a realizat. De aia vă solicit să aprobăm, să votăm acest proiect, fiindcă este în favoarea oneștenilor a tuturor. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Dar cred că și ăsta e un lucru care trebuie analizat cu atenție. Faptul că suntem doi consilieri locali inițiatori ai proiectului, doi consilieri locali din partide diferite, care am făcut echipă și suntem dispuși să facem o echipă în continuare pentru binele comunității. Și eu vă asigur că tot ce voi face eu este pentru... Dar nu am niciun fel de obiecțiune, n-am comentat niciodată. Știți că atunci când am o problemă o spun. Dar până acum, bună dumneavoastră credință, stă în picioare. Dacă îmi permite să fac și o precizare, vis-a-vis la remarca, nu ca și pe avocatul foștilor consilieri sau foștilor primari, dar vreau să și e bine deșteptăm lucru. Reglementările specifice vânzării sau reglementări clare privind vânzarea terenurilor a apărut odată cu luna iulie 2019 în aprobarea codului administrativ. Până atunci existau foarte multe controverse în vânzarea acestor terenuri cu multe dosare, gen DNA, gen și așa mai departe. Codul administrativ, într-un fel sau altul, a reglementat niște aspecte și care au ușurat cumva posibilitatea vânzării acestor terenuri. Oportunitatea vânzării acestor avocaților dumneavoastră consiliului local. Da, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere 4-8, lotul 6, municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Pașcu Apolora Elena, consilier local, cu Jorge Vitu Marcea, consilier local. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Cu și înțelegerea dumneavoastră, cred că fiind eu să mă repet... Aceeași solicitare voiam să am și... Am să revin la fiecare proiect, să specific la strada și exact. Pentru că reglementările locale sunt aceleași. Deci ca proiectul 27, ne aflăm la locul 6, strada de Belvedere 4-8. Am înțeles. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, deci nu sunt discuții. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mă mulțumesc. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere numărul 4, lotul numărul 7, municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Pașcu Elena Apovălaie, consilier local. Pașcu Apovălaie. Apovălaie Elena, consilier local. Dumitru Marcel. Ușor, consilier local. Marcel, Dumitru. Așa, vreau secretar pentru a prezenta adresa și... Da, locul 7, strada de vedere 4 ori. Bun. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Comisia de Specialitate numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preiecție în unii anii terenul suprafață de 20 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Brescia, Mănești, aferent spațiului comunitate, poate de vedere numărul 4, lotul numărul 8. Iniciatorii Pașcu la Revolăriei de la Văzirea Locală, cu jocul nici la început, cu jocul. Da, cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Dar același probleme, lotul 8, strada prevedere numărul 4. Da, deci lotul numărul 8. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Ai cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia de Specialitate numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții, dacă nu sunt. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului vânzării cu drept de preiemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Rănești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere, numărul 4, POP, lotul numărul 9, municipiul Rănești, județul Bacău, inițiator, Pașul Apovărăi, linia Consiliului Local, Bujor, din ultima acelui Consiliului Local. Dau cuvântul domnului secretar. Locul 9, strada Belvedere, POP, aceleași. Raport de specialitate al proiectului a fost prezentat. Ai cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul prezentat în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este împotrivă cineva, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 31. Proiectul de hotărâre aprobarea vânzării cu drept de preiecțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați. Proprietate privată a municipiului Rănești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere, numărul 4 cu 8, lotul numărul 12. Municipiul Rănești situat județul Bacău. Inițiator, Pașcu Apovăla Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Aceleași probleme, vă mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Ai cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă mulțumesc. Și până la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preiemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere numărul 4, lotul numărul 13. Municipiul Rănești, situat pe județul Bacău. Inițiator, Pașcu Apovăla Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Lotul 13, strada Belvedere 4 cu 8. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe partea acestui proiect. Se pun la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Să rog să ridicați cu toții mâna, pentru că aici discutăm și de un vot de 15 voturi și exact în situația în care cineva lăsă mâna jos din greșeală sau nu, cred că îi dau să nu mă subștiu. Deci repetăm sistemul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul 33, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preiemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Rănești, aferent spațiului comercial suprafață de vedere 4 cu 8, lotul numărul 14, municipiul Rănești, județul Bacău, inițiator, Pașcu Apovăla Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Lot 14, vedere 4 cu 8. Vă mulțumesc, raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul cu prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preiemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Rănești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere numărul 4 cu 8, lotul numărul 15. Municipiul Rănești, județul Bacău, inițiator, Pașcu Apovăla Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general.
Lotul 15, revedere cu același... Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Doamna Pașcu. Favorabil, aviz. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a Munții Plănești, aferent spațiu comercial situat în vedere 4 copi, lotul numărul 16, Munții Plănești, județul Bacău. Inițiator, Pașcu, a făcut la ideea consiliului local, bucur de ultimul acest consiliu local. Nu se vedea sensul. Numărul 16, vedere 4. Vă mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Mulțumesc, reprezentantul comisiei numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Plănești, aferent spațiu comercial, situat în vedere 4 cu 8, lotul numărul 17, municipiul Plănești, județul Bacău, inițiator Pașcu, apropo la ieșirea consilier local, Bujor, cu domnul Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnul secretar general. Da, referent la aprobarea de proiectul 18. 17. 17. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Desfavorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Plănești, spațiu aferent comercial, situat în vedere numărul 4, 8, lotul numărul 18, municipiul Plănești, județul Bacău. Inițiator, Pașcu, aprobat la Elena, consilier local, Bujor, Unitul Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnul secretar. Ne vedem la raportul 18. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la Comisia 4. Aveți favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Plănești, aferent spațiu comercial, situat în vedere 4 cu 8, lotul numărul 19. Municipiul Plănești, județul Bacău, inițiator Pașcu, aprobarea Elena, consilier local, Dumitru Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. La locul 19, 4, 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 Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul 30. Proiectul 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Plănești, aferent spațiu comercial situat în vedere 4 copi, lotul 20. Municipiul Plănești, județul Bacău, inițiator 2. Pașcu, aprobarea Elena, consilier local, cu jocul cum acel consilier local. Dau cuvântul domnul secretar. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aveți favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aveți favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la tot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și abține cineva? Vă mulțumesc.
proiectul numărul 40, proiect de interes local, o să-l duc. Lăsăm la urmărea, trecem direct la proiectul numărul 41, care a fost discutat, primul proiect. Deci trecem la proiectul numărul 40, da? Proiect de hotărâre, privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lănești în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Lănești pentru anul școlar 2021-2022, inițiator Victor Laurențiu din Lănești primar. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin hotărârea Consiliului Local 223 din 14 septembrie s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lănești în Consiliul de Administrație al Preților de Învățământ din Municipiul Lănești în anul școlar 2021-2022. Aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție, am fost desemnată de doamna Stăpânăr Petronela, reprezentantul al școlii, reprezentantul legal al școlii de Învățământ, desemnată de promovarea formei, din Consiliul de Administrație al școlii și organizarea de reprezentanță realizată la de Consiliul de Administrație al acestui unități de învățământ, deoarece doamna Ioana Petronela este cadru didactic în unitatea de învățământ respectivă. Față de ce reprezentantă, așteptăm să faceți propunere și să aprobați proiectul cu precizarea că proiectul votului să fie cozile bine de vot de învățământ. Da, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul comisia, reprezentantul comisiei de specialitate numărul 3. Comisia numărul 3, vă rog. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui lucru. Aveți propuneri? Propuneți, să spun ce. Nu sunt propuneri, nu? Propuneri, da. Propuneri la o... Da, putem să punem și la, putem să punem și din altă parte, că noi am rămas oricum, noi patru am avut, am avut patru oameni în Consiliul de Administrație și am rămas cu unul singur. Așa mare a fost bătaia. S-au restructurat. Va face un proiect de azi. Bătaia e mare pe Consiliul. Chiar așa, nu se duce așa bătaia pe Consiliul de Administrație. Dar nu e nicio bătaie, nu e nimeni. Nu e bătaie, nu s-a... Nu e, înțelegem că... Nu s-a propus nimeni. Nu e bătaie. Nu am plâns că nu. A, v-am lăsat să o luați înainte de data asta. Nu are restul în comisie. Da. Nu răspund eu la asta. De asta lipsesc. Ca să nu răspund. Bun. Haideți dacă mai sunt, sunt propuneri. Domnul Ciprian, spune-mi. Propunerea Adrian Paiu. Adrian Paiu, da? Bun. Dacă mai sunt și alte propuneri. Nu mai prea am lumea să ducă degeaba. Degeaba. Da. Nu e în interesul școlii. Asta e, da. Nu s-a propus pe domnul Adrian Pagă, nu este director la CD Mare, pentru că ne-a luat. Sereu, da? Te așteptăm până la descălzăm niște. Acesta fiind sigur, am fost proiectul de hotărâre cu desemnarea de Adrian Pagă. Vă rugăm să vă prezentați la vot. Dacă de unul, asta te vorbim. Aveți voie să intrăm unul? Dar i-a dus și tot voi. Vreau să cred cu voi. Să nu s-o degradiați. Da. Vă mulțumesc.
Nu, 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 nu
Haideți să vă prezintă rezultatul votului. Votul valabil este votat de 17, din care pentru 17, trecem la proiectul numărul 43. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Ioane Florin de Bulevardul Mărășești 67, municipiul Onești. Propriul domnul secretar pentru a prezenta raportul de privire de aprobare. Ajutorul de urgență se acordă în formă ca formă de asistență specială scopul susținerii familiilor și persoanelor care se apucă față de manifestații sau datele de reprezentări naturale, incendii, accidente, precum și orice alte situații de rezolvate stabilite de consiliul local. În vedere de necesitatea susținerii financiare și de reparația locuinței domnului Ioan Florin, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 10.000 de euro. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă domnul secretar sau domnul primar ne poate da detalii despre acest ajutor. Nu știu foarte respectiv. A pățit ceva? N-a pățit? Ce? Vă mulțumesc. Dacă se există o anchetă, colegii din această să spun, este o anchetă specială, cerere este un raport ca listă, pe bază acestea. Dar problema pe care vreau să o punem în analiza și discuția dumneavoastră, am discutat odată și la Comisia Juridică, vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, că noi avem aprobat o hotărâre privind modalitatea de acordare și criteriile de acordare a acestor ajutoare, dar acea hotărâre limitează posibilitatea acordării până la 5.000 de lei și ajutorul să acordă prin dispoziția primarului. Nu știu acum dacă e necesar. Acest cuantum nu este de ceva timp. Fie majorarea cuantumului, fie eliminarea acestuia, pentru că prin toată legislația respectiv 416, legea 416 privind ajutorul social, prevede că de aceste ajutoare se dau prin dispoziția primarului, dar în condiție și criteriile stabilite și aprobate de Consiliul Local. Am avut de discuție la raportul de GSE. Probabil, în perioada următoare, o să avem un alt proiect de hotărâre actualizat, mai bine pus la punct și atunci... Nu, acum trebuie limitat într-o formă. Da, 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 o anumită limită de asta. Am zis că noi am avut și ajutoare dată și de 40.000 de lei și știu la momentul când s-a aprobat el atunci, a fost, domnule, pentru ajutoare din acestea mărunte, micuțe, medicamente, eu știu, până 5.000 de lei să ne putem mișca mai repede, iar peste 5.000 de lei să venim în fața Consiliului Local. Acum aprecia și dumneavoastră. Eu aș propune totuși pentru sumele mari să venim în fața Consiliului Local. Da, putem crește la 10.000 în loc de 5.000, puțin într-adevăr, dacă e intervenție urgentă, operație sau ceva, și putem da drumul rapid. Să nu venim pentru astea care au fost până acum prinse, dar în situații deosebite unde trebuie sume mari, să venim în continuare în fața Consiliului Local. Putem convoca și de urgență și de date, dacă sunt... Poate la dispoziția primarului să mărim la urmă. Deci, aia, la 15 minute, să facem urmă unei echipe sociale, sunt medicamente, sunt operații de urgență, nu suficient aprecierea Comisiei de Grabă Asistenței Sociale. Sunt procesele bani de intervenție, sunt cazuri radicale. Adică nu înseamnă dispoziția primarului că se hotărăște primarul să dea ceva. Vine în spate, există exact. Și documente de la asistența socială. Nu? Asta e și rațiunea modului în care se exprimă legiuitorul. Adică primarul dă dispoziție, dar normal că cu... Asta e justificativă. Comisie care hotărăște. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unor imobile de proprietate a municipiului Onești în vederea individualizării pe numere cadastrale proprii. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar.
Ai cuvântul, domnul secretar, pentru a prezentare pe rapul de aprobare. În modul recepat cel este proiectul de hotărâre pentru aprobarea serviciilor materiale specifice la proiect operațională de Dunărana, la ce derivă din dezmembrarea terenului, sunt necesară să aprobați serviciile notariale specifice. Înscrierea sistemului de cadastru de carte funciară a imobililor rezultate în urma serviciilor de dezmembrare. Acestora li se atribuie un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în formă prezentată. Da, vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 40. Proiect de interes local, diverse. Dacă are cineva de ridicat o problemă de interes local? Nu, doamna Doineț. Altcineva? Proiectul Bucu. Domnul Ciprian Zarzu. Domnul Jor Marcel. Deci trei persoane. Și eu. Domnul primar, prințes. Da, doamna Doineț. Am o propunere către domnul primar. Da? Pe lângă multiplele investiții pe care le faceți în Onești, vă rog să mai faceți una. Să cumpărați o stație performantă, să nu mai stăm cu acest fond medical. Acum câteva zile am fost informat că a fost reparată și azi a remarcat cu mânzii la fel ca mea. Până ieri a funcționat, până ieri a... Foarte bună solicitarea, domnul Doileț, că într-adevăr a fost de-a fost de dificil. Nu a funcționat perfect. Și la ședința trecută a funcționat. Am ajuns să luăm firele de la presă și să le punem aici. Și domnul secretar, nu mai poate vorbi la microfon. Domnul secretar, acum Fac un apel oneștenilor și nu numai, având în vedere situația pandemică din urmă și evoluția îngrijorătorii pentru vaccinare. Atât că a trebuit făcut un apel și din partea administrației și din partea noastră a tuturor, că se pare că singura soluție pentru a stăbili aceste efecte ale pandemiei este vaccin. S-a dat drumul și la a treia doză acum. Cu siguranță cei care au făcut primele două o face și pe a treia. Dar mesajul este pentru ceilalți care încă nu au avut curajul să facă acest vaccin. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și noi, domnul Bujor. Da, aș vrea să mulțumesc colegilor de la PSD pentru că au fost în concordanță cu dorințele oreștenilor, le-au votat acele proiecte de hotărâri cu vânzarea terenurilor. Spre deosebire de, nu e cazul la noi, în alte ateuri sau chiar și în Parlament, unde sunt peșicherul politic partide de stânga, de dreapta, mai sunt și de centru stânga-dreapta, adică care dau cu stângul drept. Bine că la noi nu e cazul. Și aș mai avea o mică problemă în ceea ce privește domnul președinte de ședință și cu următorii președinți de ședință, conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, președintele înscrie la cuvânt și dă cuvântul consilierilor, ar fi bine să ne respectăm, să nu intrăm unul peste altul și președinții dă cuvântul la un consilier, termină, chiar dacă e cineva de contradictor, contradicția genera progresul, dar să lăsăm să îi spun. Asta e un respect reciproc. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim pentru, chiar dacă, deși am fost în acea comisie, nu am fost introduși pe proiect, noi oricum am votat, noi știm că votăm pentru Oneșteni, dar așteptam din partea PNL-ului totuși să ne spună că să ne primim mulțumirile. Mulțumim oricum, PNL. Da, am și eu.
Ăsta e din interesul Consiliului Local. Mâine, cel mai probabil, vom avea ședință de Consiliu, cel puțin 7 puncte pe ordinea de zi. Mâine sau vineri, nu știu. Eu vă spun că 99% va fi mâine, zice doamna director. Vineri, transmită, nu știu ce. Online va fi, urgența foarte mare. Nu scapă. Trebuie să mai primească de la spital niște documente. Dormim. Sunt proiecte doar de investiții. Tot la urgente. 50. Câte era? Da, cel puțin 7. Între 7 și 9 proiecte are acum pe... Până mâine. Nu ai problemă. Nu știu, doamnă secretar, să dea unii la noapte să... Vă puteți câte să dați colt în noapte, domnului. Da. Asta a fost vineri și doamna Aide a spus că vineri e mult prea târziu, ar trebui vineri. Dacă va fi online, dacă trebuie. Fiind proiecte de interes public local, urgență și în interesul locuitorilor, aceste ședințe de dată pot fi convocate și în aceeași zi. Nu e o problemă. Trebuie să avem toată documentația aferentă, să avem în spatele proiectelor de hotărâri, astfel încât să nu avem probleme de legalitate. În rest, disponibilitatea 24 din 24 de ori, cel puțin am astfel din aparatul de specialitate. Și dumneavoastră, cred că ar trebui să aveți aceea discuție. Nu, nu s-a pus niciodată în problemă. Vreau să mulțumesc și eu tuturor colegilor care au votat proiectele pentru vânzare astăzi. Am făcut un efort comun. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Pentru că... Vă cer scuze, am vrut să o fac imediat după proiecte, dar era graba mare și am ieșit din sală și trebuia să fac acest lucru. N-am știut că s-a mulțumit în lipsa mea. Am și eu plămițe, pentru că sunt președinte de ședință în octombrie și nu pot în intervalul 8-12 niciodată să plec de la școală. Dacă se organizează ședințele acestea în online, să fie tot la ora 12. Așa am stabilit, la 14.30. Deci și cele online la fel, da? Da. Bine, atunci pentru. Dacă sunt situații urgente care trebuie rezolvate până în ora 14, de exemplu, putem face, puteți avea un locuitor. Nu, dar de la ora 12 oricât. Da. Deci, nu e problemă. Da, da, ținem cont de treaba asta. De asta Nu fac una de problemă. Domnul președinte, închideți ședința. De care mine e ședința?